Bun găsit, oameni buni, o nouă ediție emisiunii noastre. Invitatul de astăzi este primarul Făgărașului, domnul Sorin Mânduc. Bun venit în studio. Bună ziua, bine v-am găsit. Zilele trecute a fost aprobat bugetul pentru 2016. Un buget mai generos decât toate bugetele de până acum, de după 1989. Cel puțin așa spun statisticile, cel puțin așa spun oamenii, cei care au fost și au trecut pe acolo, pe la primărie. Despre acest buget o să discutăm astăzi, o să vedem cum a fost defalcat, o să vedem de ce acest buget a fost mai mare decât în anii precedenți, cum a fost posibil acest lucru. Aceste le vom discuta cu primarul Făgărașului. Domnule primar, un buget generos, așa cum a reieșit din datele statistice de după aprobarea lui. Este un buget corect, nu neapărat mult mai generos, ci partea bună a lucrurilor este că pentru prima dată Guvernul României a alocat localităților și e și cazul Făgărașului întreaga sumă de la începutul anului, în așa fel încât ne dă posibilitatea de a începe procedurile de licitație de la începutul anului. Anul trecut, de exemplu, și anii trecuți, am fost în situația păcătoasă de a nu avea toate sumele la începutul anului și rectificările de buget au venit doar după luna august, fapt care ne-a pus în imposibilitatea declanșării procedurilor de licitație de luna august. Dar bugetul previzionat pe care dumneavoastră îl aprobați la începutul anului era același buget, nu mai intervenea ceva, mai veneau niște sume rectificative undeva prin toamnă, care da. Nu știu cât de semnificative erau ele sau dacă afectau sau nu bugetul aprobat. Da. Nu, afectau, pentru că dacă vă amintiți, în urmă cu un an spuneam că este imposibil cu acel buget să terminăm anul și tu nu aveai cum să prevezi alte sume la capitolul de cheltuieli dacă nu aveai corespondentul la venituri. Așa încât sumele venite de la nivel național prin intermediul Ministerului Finanțelor la începutul anului, dacă erau limitate, nu aveai cum să te duci pe capitolul de cheltuieli, să previzionezi și să pornești proceduri de licitație. E un an electoral datorită acestui motiv sau din cauza, permiteți-mi să folosesc din cauza acestui motiv, guvernul a luat această decizie de a aloca toate sumele de la început, de a ști de la început pe ce vă bazați pe un an care este electoral, vrem, nu vrem, este un electoral. Eu îl pun pe seama noi formule de guvernare, care probabil a gândit că așa este corect, ca previziunile pentru întregul an să fie știute de la începutul anului calendaristic pentru a se putea porni procedurile de licitație. Altfel, gândiți-vă că în luna septembrie nu mai ai cum să pornești proceduri de licitație pe asfaltări, pentru că între octombrie și martie nu ai dreptul, nu ai voie, din punct de vedere legal, să asfaltezi efectiv. Bine, dar pun și o întrebare acum, nici nu știu cum să o numesc, dar dacă asta este formula corectă, de ce nu a fost aplicată de ea în toți ani ăștia, de toate guvernele precedente? Așa, au fost ani în care s-a aplicat acest lucru, dar în ultimii ani nu s-a prevăzut asta și a creat multe disfuncționalități. Bun, haideți să vedem un pic cum a fost împărțit, pentru că nu avem foarte mult timp la dispoziție, cum a fost împărțit bugetul Făgărașului. Bun, în primul rând să spunem că este un nou cod fiscal care aduce repercusiuni, să spunem așa, și asupra impozitelor și taxelor locale, care constituie principala sursă de venit a unui buget local, cum este și cazul Făgărașului. Următoarea sursă de venit este sunt cotele defalcate din TVA și din impozitul pe venit, care vin de la Ministerul Finanțelor, așa cum vă spuneam. Drept urmare, totalizează suma de circa 50 de milioane de lei, care este prevăzută la capitolul venituri și ulterior la capitolul cheltuieli. În ceea ce ne privește, ne-am îndreptat atenția eu cel puțin am gândit trei direcții clare ale bugetului local pe 2016, care să aibă în vedere sănătatea populației, educația, deci învățământul și toată diferența de sumă de la aceste două capitole până la suma finală, am direcționat-o pe drumuri, pe transporturi, fie că vorbim de trotoare, fie că vorbim de șosele, parcări sau alei. Sigur, mai sunt și alte obiective de investiții de la care ținem foarte mult. Mă refer la extinderea spațiilor din cetatea Făgărașului, care anul trecut a
înregistrat un record de vizitatori, de 70.000 de plătitori de bilete. Ținta noastră este ca anul acesta să atingem 100.000 de vizitatori, odată cu cei 725 de ani de la prima atestare documentară a Făgărașului, fapt care cred că va fi benefic în viitor pentru dezvoltarea întregii zone și în ceea ce privește zona hotelieră și în ceea ce privește vânzările comercianților, pentru că numărul mare de turiști înseamnă banii mai mulți intrați în municipiul Făgăraș. În regulă, haideți să o luăm strict pe învățământ. Învățământ, au fost alocate sumele de care reprezintă ce? Dumneavoastră le orientați aceste sume, dumneavoastră, primăria le orientează către școlile din Făgăraș, dar acolo fiecare școală are cheltuielile defalcate pe salarii, pe investiții. Întrebarea este, aceste sume care au fost îndreptate către învățământ, au fost îndreptate pe niște proiecte, mă gândesc, de la fiecare școală, liceu și așa mai departe, care au venit către dumneavoastră, dar în acele proiecte au fost prevăzute și investiții sau doar acești bani se vor duce pe salarii, cu tot respectul pentru domnii profesori, se vor duce pe salarii sau alte cheltuieli, eu știu ce... Vreau să lămuresc lucrurile în ceea ce privește finanțarea învățământului. Toate sumele necesare salarizării profesorilor trec prin bugetul local, dar vin ca sursă directă pentru salarii direct de la Ministerul de Finanțe. Deci nu fac parte din acest buget pe care dumneavoastră l-ați... Fac parte din acest buget pentru că trec prin bugetul local, dar ele au direcționare clară spre salarii, spre capitolul de salarii. Asta înseamnă nu știu, este o părere, o primă părere a unui novice, pot spune asta, ceea ce spun eu acum. Asta înseamnă că acest buget care este de 50.000 de lei, pe care dumneavoastră, 50 de milioane de lei pe care dumneavoastră l-ați spus mai devreme, practic nu este de 50 de milioane, ci este mai mic. Categoric. Pentru că el, această sumă care spuneați dumneavoastră, care vine pentru salarizarea profesorilor, doar trece, este contabilizată ca făcând parte din buget pentru că pleacă de aici, dar nu este suma de 50 de milioane. Vă pot spune că din cei 50 de milioane de lei sumă a bugetului local, 27 de milioane reprezintă cheltuieli de personal în învățământ, deci toți educatorii, învățătorii, profesorii din întregul învățământ făgărășan, cât și personalul sanitar din Spitalul Municipal Făgăraș. Acestea sunt sume care vin direct de la Ministerul de Finanțe sau în cazul Spitalului de la Casa de Sănătate, dar obligatoriu trec prin plenul Consiliului Local și prin bugetul local al Făgărașului. Diferența o constituie cheltuielile de funcționare ale orașului, cheltuielile de reparații ale orașului, cheltuielile de investiție. Corect. Atunci haideți să discutăm pe sumele acelea de cheltuieli de investiții, sigur, pentru că asta interesează. Celelalte sunt direcționate... Care vin direct pe salarii, alea practic nu interesează. Eu am ținut foarte mult ca... Iată, după 8 ani de când am preluat conducerea primăriei Făgăraș, am reușit un lucru, zic eu, bun. Am mutat toate școlile și toate grădinițele în spații care aparțin municipiului Făgăraș, în așa fel încât să ne permită să investim în acele clădiri și să nu mai plătim chirii la diverse firme sau ONG-uri sau biserici, în clădirile cărora funcționau anumite grădinițe și școli și practic, în anii trecuți. Și practic mulți bani se duceau pe acele chirii, pe acele... Circa 4 miliarde, din calculele mele, în 2008, când am venit, circa 4 miliarde de lei vechi se duceau în chirii pentru spațiile în care funcționau școli sau grădinițe. Bani care puteau băgați în investiții. Anul acesta am avut în vedere ca toate școlile să primească sumele necesare pentru buna funcționare. Primăria poate să intervină cu aceste sume pentru reparația clădirilor și pentru investiții în clădiri. E adevărat și pentru anumite obiecte de inventar ce se pot achiziționa în respectivele școli. În așa fel încât Liceul Brâncoveanu, Liceul Șenchea, Liceul Radu Negru, Liceul Doamna Stanca și Aurel Vijoli au primit toate câte 2,5 miliarde de lei vechi, deci 250.000 de lei, mergând pe ideea că la Liceul de Chimie, cum îi spunem noi la Aurel Vijoli, trebuiau luate niște măsuri rapide
de siguranță a copiilor, trebuia separate clădirile de cele aparținând școlii speciale, ce țin de Consiliul Județean. Am dat bani pentru separarea utilităților, pentru împrejmuire, pentru securizarea cu sisteme video și de protecție a copiilor, pentru că acolo problema zero aceasta era. Pasul 2 este reabilitarea unor spații unde învață copiii și protejarea clădirii de intemperii. De asemenea, pentru prima dată la Școala Generală Ovid Densușian, fosta Școală 2, am alocat o sumă de asemenea de 250.000, la care am suplimentat în final încă 100.000, pentru că lucrurile acolo au evoluat în sens negativ, să spunem așa. Am fost obligați în urma unui proces de lungă durată să retrocedăm o bucată de teren din curtea școlii respective. Școala nu are o sală de sport adecvată și acum ne îndreptăm atenția spre amenajarea unui teren de sport multifuncțional, atât pentru orele de sport, cât și pentru joaca copiilor. Terenul, fostul teren de sport, încerc eu acum să localizez suprafața de teren de care spuneți dumneavoastră. Vă referiți la terenul de sport, acel teren de handbal, fotbal, care era undeva în lateralul școlii sau în spatele școlii, cum ar veni? Acela a fost retrocedat? Nu, din păcate mă refer exact la curtea centrală, la terenul de... Pe asta care din față, handbal, pe unde intră copiii, da? Dat, exact în mijlocul curții școlii 2. Este o prelungire a unei proprietăți private. Cetățeanul și-a obținut de drept prin instanță terenul, am fost obligați să-l retrocedăm și trebuie să găsim o măsură alternativă pentru joaca copiilor, fiind foarte mulți copii acolo, dar și una pentru rezolvarea problemelor de sport. Și ce o să faceți? O să vă duceți în spatele școlii pe terenul ăla pe care... Există un anumit teren. Un teren care era folosit, într-o stare folosit jarnică. Și acolo se poate amenaja un teren multifuncțional. Încercăm să-l facem acoperit în ideea în care vechea clădire în care era sala de sport, nu are, neavând fundație, există o expertiză care spune că nu merită investiția în continuare în acea clădire și va trebui să eliberăm autorizația de demolare. Drept urmare, ne-am concentrat atenția spre rănile care sunt mari în școlile din Făgăraș pentru a le vindeca, să spunem așa, și pe acestea. La școala, la doamna Stanca, anul trecut am rezolvat problema legată de amenajarea curții. Acum ne îndreptăm spre sistemul de termoficare care nu mai era corespunzător, nu mai era la parametrii de siguranță. Și la Colegiul Radu Negru o să ne îndreptăm atenția și spre sala de sport, acolo unde trebuie să reabilităm niște spații pentru a permite echipei de handbal, care este aproape de un pas istoric, de a accede în Liga Națională de Handbal a României, și nu am avea drept de joc în Liga Națională fără anumite condiții impuse de Federația Română de Handbal. Da. Așa încât ne îndreptăm atenția și acolo spre reamenajarea sălii de sport în sensul extinderii spațiilor de tribună, unde avem obligativitatea de a avea minim 500 de locuri. Acestea sunt în linii mari chestiunile legate de sumele alocate școlilor. O mare parte se va duce sigur prin decizia consiliilor de administrație din școli și prin decizia directorilor ca ordonator terțiar de credite. În reparațiile diverselor săli am cerut ca pe cât posibil sălile în care își desfășoară activitatea copiii să fie curate, parchetul să fie brașchetat, paluxat, tot ce trebuie, și zugrăvite în așa fel încât să fim la standardele cerute de acest moment în privința învățământului. Cam acestea sunt sumele pe care... Bun, haideți să trecem la sănătate. Eu încerc să condensez, să comprim un pic discuția, pentru că, vă repet, timpul este foarte scurt și... La sănătate am avut plăcuta surpriză să constat că noua conducere a Spitalului Municipal Făgăraș, pe care am numit-o în urmă cu mai bine de o jumătate de an, a reușit să redreseze financiar instituția și să reducă
datoriile pe care le înregistra la data aceea, de 23 de miliarde de lei, undeva la 12 miliarde în 6 luni și acum au trecut la 8 miliarde și ușor, ușor tind spre zero datorii. Lucru admirabil pentru trei doamne care conduc instituția de sănătate. Mă refer la doamna dr. Ursu, managerul spitalului, doamna dr. Beldescu, directorul medical și doamna Florea, directorul economic. Au reușit acest lucru, este... Trei doamne reușesc ce n-au reușit atâția domnii în 26 de ani. Au reușit un lucru remarcabil și merită felicitările doamnelor. Pe de altă parte, mai ales că se apropie 8 martie. Felicitări, doamnelor. Știam că sunt probleme legate de siguranța plății facturilor la încălzire și la apa caldă, așa încât anul acesta am direcționat 8 miliarde de lei vechi către spital pentru a fi în siguranță cu ceea ce înseamnă plata cheltuielilor cu utilitățile. Având această siguranță, conducerea spitalului poate să meargă mai departe în a gândi soluții referitoare la creșterea standardelor serviciilor medicale din cabinete și saloane. În paralel, am accesat de la Ministerul Sănătății niște fonduri care au permis achiziționarea de aparatură medicală pentru blocul operator, pentru că spitalul din Făgăraș este, să zic așa, prima și ultima treaptă de speranță a făgărășenilor și a întregii țări a Făgărașului și a fost nevoie de o cofinanțare pe care am asigurat-o din bugetul local. În viitor ne-am prevăzut de asemenea bani pentru realizarea studiilor de fezabilitate pentru a depune proiect european în vederea reabilitării ambulatorului, deci fosta policlinică, reabilitare atât fizică în privința clădirii, cât și în privința dotării. Mai este timp pentru un proiect european, pentru că știți foarte bine, până e o perioadă de implementare, e o perioadă de finanțare și e... Proiectele europene abia acum încep. 2016-2020 este noua etapă a proiectelor europene. Fără discuție, dar în momentul în care se deschide o linie de finanțare, durează o perioadă până se implementează proiectul, până se aprobă, până asta, ceea ce înseamnă, ceea ce spun că dacă îl depuneți în vară, dau un exemplu, să zicem că se deschide o linie de finanțare pe ceea ce achiziția pe care dumneavoastră vreți să o faceți, ce doriți să faceți acolo, asta înseamnă că cel puțin 2 ani de zile durează toată procedura și de asta spuneam, dacă mai este timp suficient pentru... Păi este timp pentru că perioada de implementare este 2014-2020, nu știu, cred că dumneavoastră vă raportați doar la linia de sosire a alegerilor, nu se termină viața aici, nu mă refer la asta, mă refer la faptul că dacă acest proiect în acest moment nu l-aveți deja gata făcut, ca atunci când se deschide linia de finanțare în vară, de exemplu, sau în toamnă, sau când se va deschide linia de finanțare ca să-l depun, durează foarte mult toată perioada de implementare și nu o să mai fie timp ca să fie finanțat. La asta m-am referit. Aceasta este perioada în care se lucrează studiile de fezabilitate, documentația DALI și apoi proiectul tehnic pe care le depui în vederea finanțării și apoi urmează acei 2 ani de care spuneți dumneavoastră, care au în vedere evaluarea și implementarea proiectului. Avem toată speranța și siguranța că anul acesta vom reuși să depunem studiile necesare pentru măcar 3 proiecte majore. Reabilitarea policlinicii și dotarea policlinicii cu aparatură medicală, reabilitarea centrului istoric al Făgărașului și reabilitarea zidurilor exterioare fortificate ale cetății Făgărașului. Sunt doar 3 proiecte majore care pe depunerea 2016-2020 ar putea să aducă o rezolvare a infrastructurii din Făgăraș. Ne întâlnim în toamnă. Uitați aici, promit în fața telespectatorilor. Ne întâlnim în toamnă, în aceeași formulă și în aceeași situație. Da? În toamnă, dacă de acum nu, aceste proiecte nu sunt în lucru, va fi prea târziu în toamnă să le depuneți. O să ne întâlnim în toamnă. Dacă atunci le aveți, știți, mai am o promisiune de la deputatul Zamfir legat de șosea ocolitoare și de fiecare dată îi spun același lucru. Dom'le, în momentul în care, haideți să ne vedem și să vedem cum este cu ocolitoarea. Oricum, revin și spun și eu spun telespectatorilor, de data aceasta eu am convingerea că acea ocolitoare se va face.
Este o legislație în România și o legislație de care trebuie să ținem seama și la nivel european. Nu poți să declanșezi studii de fezabilitate dacă nu ai o pârtie pe care vei merge ulterior în vederea finanțării. Noi am prevăzut banii necesari pentru realizarea studiilor de fezabilitate și a proiectelor tehnice anul acesta, în 2016, pentru că anul acesta, în 2016, o să apară ghidurile de finanțare care nici măcar la ora asta nu sunt publicate. Așa încât nu au fost deschise liniile de finanțare. Nu e deschisă nicio linie de finanțare pe exercițiu bugetar 2014-2020. Asta e România. Exact. Dar dumneavoastră trebuie să fiți pregătiți tot timpul pe proiectele care le aveți. Sigur, de asta le-am bugetat anul acesta, pentru că nu am fi putut să le bugetăm dinainte neștiind că se deschide o asemenea linie de finanțare. Aceste proiecte și altele vor fi în obiectivul nostru pentru atragerea banilor europene, așa cum s-a întâmplat de altfel în urmă cu 8 ani cu atragerea celor 14 milioane de euro pentru înlocuirea conductelor de apă canal, care au însemnat în final acest șantier uriaș. Ați adus, foarte bine, și ați adus discuția foarte bine aici. Spuneți-mi, aveți prevăzut finanțare și pentru reparația drumurilor. Mă rog, capitolul se numește transporturi, dar pe reparația drumurilor. Spuneți-ne care va fi, că aici este problema cea mai mare în Făgăraș. Care va fi situația? Ce se va întâmpla? La ce să ne așteptăm? Sigur, este problema cea mai mare în Făgăraș. Nu toate lucrurile încep și se termină cu drumuri, dar într-adevăr vine un moment la care, după ce a introdus conductele de apă, canal, gaze în subteran, trebuie să tratezi suprateranul. Acesta este momentul în care undeva prin iunie se vor finaliza în sfârșit toate lucrările de săpătură și ne vor permite să introducem un nou obiectiv, acela al reabilitării drumurilor. În acest moment avem finanțare pe mai multe fronturi, pentru mai multe străzi. Asta era ideea. Dar începeți, dar aveți bani să începeți? Da, avem bani, avem finanțare pentru drumurile de care vă voi spune acum. Singura chestiune este legată de procedura licitațiilor. De 11 luni suntem în procedură de licitație pentru Programul Național de Dezvoltare Locală, procedură care a fost anulată de organismul care se ocupă de acest lucru, de Autoritatea Națională de Achiziții Publice, și trebuie să o luăm de la capăt. Dar avem finanțare pentru străzile 13 decembrie, Negoiu, Trandafirilor, Narciselor, tot cartierul Florilor și tot cartierul Combinat, plus șoseaua Combinatului, având ca sursă contractul pe care l-am semnat cu Ministerul Dezvoltării de 250 de miliarde de lei vechi. Acela este un contract semnat de mine cu fostul ministru al dezvoltării și avem asigurată sursa de finanțare pentru aceste șosele. Chiar dacă din bugetul local despre care vorbim acum aș avea sume, și sigur că sunt sume, nu pot să folosesc aceste sume pe străzile pe care le-am amintit mai devreme, pentru că în momentul în care am semnat contractul de finanțare pe PNDL de 250 de miliarde, a trebuit să dăm un proiect tehnic și proiectul tehnic a fost dat exact pe străzile amintite mai devreme. Deci acele străzi au o sursă de finanțare și imediat după finalizarea procedurilor de licitație se intră pe toate aceste străzi în paralel sau simultan sau concomitent. S-a terminat licitația cu executanții? Pentru că aici e o problemă. Asta aveți spuneam, banii? Asta vă spuneam, că aici a fost anulată procedura de licitație și că banii, va fi, sunt. Sigur, da, banii sunt. Și dacă nu este terminată licitația... Știți de ce? Oricum nu se putea interveni dacă ar fi fost gata licitația până când firma... Am înțeles, am înțeles foarte clar. Nu, da, important este să fie finalizată și licitația. De ce spun acest lucru? Aduceți-vă aminte că în urmă cu câțiva ani, când se asfalta Făgărașul, nu când se... ați avut numărate contestații. Nu puteați intra pe anumite străzi pentru că era contestație pe licitația respectivă și efectiv n-avea cine să lucreze. De asta spun, sunt pregătite și licitațiile, sunt pregătiți ăștia, executanții sau cum se numesc ei, sunt ca să intervină? Sunt pregătite procedurile de licitații. Primarul numește o comisie alcătuită din 5 specialiști
care evaluează ofertele în momentul în care a pornit procedura de licitație. Nici o clipă primarul nu are voie să intervină în interiorul comisiei pentru derulare. Când am spus sunteți, nu m-am referit la dumneavoastră personal. Sigur. M-am referit la dumneavoastră primărie. Pentru ulterior, că... comisia evaluează și adjudecă. Din acel moment apar problemele cu care se confruntă toată țara, apar chestiuni de contestație la licitație. Asta este marele of pe care l-am. Sunt piedicile principale ale unei localități. Dar dăm la o parte acest lucru, eu am vrut doar să spun că pe 2016-2017 avem această finanțare care asigură reabilitarea din temelii a străzilor pe care din bordură în bordură? Din bordură în bordură și la un nivel de 70 de centimetri subteran, cu pregătirea stratului, cu compactarea în piatră spartă cilindrată și așa mai departe și covoare asfaltice duble. Mai repetați odată străzile, că e foarte important. Deci finanțarea este clară pentru 2016-2017 și va trebui să vă aduc contractul într-una din zile. Pentru străzile 13 decembrie, Negoiu, Narciselor, Trandafirilor, deci toate străzile care tranzitează Făgărașul de la nord la sud, să spunem așa, șoseaua Combinatului, toate străzile din Combinat și toate străzile cu nume de flori din cartierul Florilor. Deci acestea toate au finanțare și imediat ce va fi finalizată licitația și vor fi finalizate racordurile la apă, că mai sunt anumite străzi în care încă se sapă la apă și canal, va fi implementat acest proiect. Pe de altă parte, avem în acest buget în care, despre care vorbim astăzi și m-ați invitat la emisiune pentru a-l dezbate, câteva sume pe care le vom introduce în procedura de licitație în cartierul Câmpului Nou, care a fost reabilitat doar de jumătate în zona Aneleurilor. Apoi zona Teiului, în spatele Colegiului Radu Negru, toată Stejarului, Castanului, partea aceea alei, trotoare, parcări. Deci nu șoseaua principală de pe Teiului, care a fost reabilitată în urmă cu 7 ani. Apoi Iazul Morii, celebra stradă Iazul Morii, care nu a fost asfaltată niciodată, deși este în centru Făgărașului. Și mai avem Bulevardul Unirii din spatele de la Electrica, din spatele BCR-ului, toate gvartalele până în Octavian Paler, străzi, trotoare, parcări. În cartiere aveți ceva prevăzut să vă băgați în cartiere? Pentru că Ecotermul a făcut niște săpături pe acolo, nu? Nu, Ecotermul și orice alt operator a efectuat o lucrare de săpătură, a fost obligat și este obligat să refacă pe banii lor cum au găsit. Despre aceste cartiere la care v-am făcut vorbire, cele 5 pachete de licitație, vom fi în măsură să lucrăm în această vară, sigur, în speranța mea că nu se va întâmpla ce a spus dumneavoastră mai devreme, să existe proceduri de contestații. De asemenea, am și pentru această lucrare am prevăzut 50 de miliarde de lei vechi, 5 milioane de lei noi. De asemenea, am prevăzut 2 milioane de lei, 20 de miliarde de lei vechi, pentru reparații, lucrările de reparații, mă refer la plombe, tratamente cu mixturi asfaltice sau covorașe, care au în vedere reparația diverselor părți din carosabil în așteptarea acelui proiect mare de PNDL și pentru tratamentul care se efectuează de regulă în primăvară după perioada de îngheț-dezgheț. În paralel, am gândit ca zonele pe care intrăm cu Programul Național de Dezvoltare Locală, cu acea sumă de 250 de miliarde pe care o avem pentru străzile pe care m-a spus să le repet, acele străzi v-am pus să le repet. Dar știți de ce? Să intre bine în captele spectatorului, ca să știe la ce să se aștepte. Sigur. M-ați întrebat din bordură în bordură. Da, pe PNDL avem din bordură în bordură doar carosabilul, nu și trotuarul. Și atunci am prevăzut pe acele străzi sumele necesare pentru abordarea trotuarelor de pe unele din acele străzi, pentru că nu o să avem bani de toate în acest an,
Și mă refer la străzile principale, zic eu, care tranzitează orașul și care sunt distruse în acest moment. 13 decembrie am prevăzut sumele necesare pentru reabilitarea trotuarelor și în zona de case am încercat o soluție tehnică de pavaj pentru a fi montat și demontat la nevoie, să nu mai fim obligați să spargem asfaltul cu prilejul oricărui racord. 13 decembrie, Negoiu și strada Dr. Ioan Șenchea. Acestea sunt cele trei străzi, să zic așa, principale care tranzitează Făgărașul de la nord la sud, pentru care am prevăzut sume în capitolul de trotuare. N-ați amintit nimic de 1 decembrie? Și 1 decembrie 1918, acolo e o problemă mare. La șosea intră de asemenea pe bugetul local, pe o sursă, îi spunem noi din fondul, din golul de casă, o sumă care a rămas necheltuită anul trecut, tot din pricina procedurilor de licitație contestate. Sumă și, pe care... și v-a dat voie finanțele să o refolosiți? Că de obicei finanțele, acele sume care sunt necheltuite, le reține, nu le mai dă. Fiind sursa municipiului Făgăraș, rămân ca sursă pentru anul următor. Și este suma pe care o direcționăm pentru 1 decembrie 1918, imediat după ce firma aceasta prăpădită reușește să realizeze racordurile de apă. Pentru că nu s-au realizat. Foarte pe scurt, în 3 minute, atât mai avem. Mai avem aici, mi-am notat eu niște capitole, cetate, Monumentul Eroilor și sport. Inevitabil trebuie să spun și despre sport. Monumentul Eroilor, în sfârșit, îl vom finaliza. Eram unul dintre puținele municipii din România care nu aveam un monument al eroilor din primul război mondial și din al doilea război mondial. L-am început în toamna anului trecut, îl vom termina anul acesta. Până de ziua eroilor va fi inaugurat. Sigur, acesta nu rezolvă probleme, să zic așa, cotidiene, nu rezolvă probleme șoferilor, nu rezolvă probleme, nu trece prin stomac, să zicem așa, dar este o chestiune morală la care țin foarte mult și mă refer la cei care au murit în cele două războaie mondiale. Pe de altă parte, este un pariu cu mine făcut în anul 2007, când vechea administrație a mutat osemintele din cimitirul osemintele eroilor în sensul giratoriu, a fost un pariu cu mine că dacă voi câștiga alegerile, și iată le-am câștigat în 2008, voi muta osemintele înapoi în cimitir. Mea culpa și o spun ca și în cazul sportivilor, nu întotdeauna din tribună poți să marchezi gol decât atunci când ești în teren și vezi cum stau lucrurile. De pe margine totdeauna se vede mai... Întotdeauna se vede mai ușor. Dar am reușit cu un dialog realizat cu Mitropolia Ardealului, cu eforturile colegilor mei de a întabula o fâșie din cimitirul Făgărașului și acea fâșie întabulată va face obiectul unei autorizații de construcții pe care o emit zilele acestea. Am realizat proiectul parcelei de onoare pentru mutoarea osemintelor acolo, după ce vom achiziționa raclele necesare și am speranța că undeva până la jumătatea anului vom reuși să realizăm parcela de onoare, mutarea osemintelor, nivelarea giratoriului vechi, semănarea de gazon, refacerea bordurii și a benzii de încadrare, să zicem așa, a dimensiunilor mașină, la urmă, urmă că mi se pare redimensionare, că e foarte mare. Giratoriului și să rezolvăm și această problemă. Cât privește cetatea, avem ca țintă 100.000 de vizitatori. Pentru aceasta nu putem să luăm piciorul de pe accelerație. Am mers anii aceștia cu acest subiect, am adus cetatea de la 8.000 de vizitatori la 70.000 de vizitatori. Cred că trebuie să mergem un pas mai departe. Am luat decizia de a continua cu turnul roșu și turnul temniță pentru a le igieniza și a le reda publicului, turiștilor și respectiv spațiilor muzeale. Am luat decizia, recunosc, nu a fost decizia mea, dar mă bucur că pot să fiu în stare să o accept și să o pun în practică. A fost chiar a unor colegi din Consiliu și chiar a unor colegi din alt partid politic, dar mă bucur că am avut, știu eu,
chibzuința necesară și înțelepciunea necesară pentru a lua această decizie. Vom muta biblioteca municipală, care are un volum de carte impresionant, mă refer și volumetric, dar și cantitativ și ca și greutate, o vom muta într-o altă locație pe care am identificat-o, am recuperat un spațiu care în urma unui proces a ajuns la municipalitate, undeva lângă clădirea fostei băi comunale, și vrem să mutăm, să amenajăm, deocamdată am bugetat suma pentru a amenaja biblioteca acolo, mutăm biblioteca și în spațiul actual al bibliotecii de la etajul 2 al cetății, să extindem spațiile muzeale cu alte exponate, pentru că în acest moment avem 20.000 de piese de muzeu pe care le rotim, știu eu, în expoziții temporare, dar care ar putea să fie expoziții permanente. Și îmi doresc foarte mult să îmi închei cel de-al doilea mandat cu un obiectiv la care Europa visează și europenii, turiștii în Europa cutreieră muzeele pentru a vedea celebrul mecanism de tortură, Fecioara de Fier. Este un mecanism pentru care am prevăzut sumele necesare pentru a-l readuce la viață. Nu ne dorim ca să fie funcțional, ne dorim să arătăm ce s-a întâmplat în perioada medievală. Practic, creați o poveste care să atragă turiști. O poveste care este și adevărată, pentru sport, dar care va... Pentru sport turiști. V-ați gândit ceva buget? Sportul, ați prevăzut ceva? Vă dați seama că sportul nu este o prioritate înaintea sănătății, înaintea drumurilor și înaintea învățământului, dar este o prioritate pentru că este viața copiilor noștri. Când echipa de handbal m-a întrebat antrenorii ce facem, vom merge în Liga Națională, mergem sau nu? Cum poți să retezi aripile unor tineri care au obținut o performanță istorică tocmai în acest an, când împlinim 725 de ani de la prima atestare documentară? Cum poți să spui, știi, n-avem banii necesari, rămâneți voi în divizia a doua, lasă să se ducă Craiova, Oradea, Satu Mare, Sibiul sau Sighișoara, că noi n-avem bani. Nu am putut să retez aripile acestor copii. Drept urmare, au șansa să meargă în Liga Națională, avem și doi jucători de lot național și ne obligă acest lucru, avem o pepinieră fantastică și vom face tot efortul ca să-i ținem în campionat pe buget atâta cât permite bugetul și o să adresez public solicitarea firmelor puține, dar care își permit să facă acest lucru, să se gândească, să pună umărul și să bugeteze în toamnă, în iarnă și anul următor sumele necesare pentru a veni pe lângă sprijinul bugetului local cu fonduri din sistemul privat, pentru a reuși să nu ne facem de minune în Liga Națională, ci să facem o bună impresie, pentru că Făgărașul, cred că după Odorhei, ar fi cea de-a doua localitate de mărimea aceasta care ar avea echipă în Liga Națională a României. Cred că sportivii și cei ce știu ce înseamnă sportul vibrează la această idee și înțeleg importanța momentului istoric în care ne aflăm. Bine, vă mulțumesc! Stimați telespectatori, am făcut o scurtă, foarte scurtă analiză a bugetului local. Pe acest subiect o să mai discutăm, o să-l mai invităm pe domnul primar la noi în emisiune pentru a ne explica anumite lucruri care sunt nelămuritoare până în acest moment. Vă mulțumesc pentru prezență. Și eu vă mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori. Eu sunt Sandu Gherghe și vă doresc toate cele bune.